Salut! Eu sunt Dan, tu te uiți la Vista și astăzi vei afla cele mai dubioase recorduri omologate și deținute de români. Să începem! Recordul a fost obținut în anul 2007 de un număr de 2600 de români din Târgoviște care au dansat simultan pe piesa Follow the Leader, cântată de The Soca Boys. Dansul lor a durat un total de 6 minute și printre participanții la acest gest s-au numărat mulți elevi ai școlilor din oraș. Un record incredibil de bizar a fost omologat în anul 2014 pe data de 8 martie, chiar de ziua femeii. 1384 de clienți dintr-un mall din Cluj-Napoca au participat printr-un gest extrem de simplu. S-au rujat timp de un minut pe ceas. Evenimentul a fost supravegheat de un reprezentant Guinness World Records, care a venit special de la Londra pentru a omologa acest record. Cel anterior fusese obținut de 1002 de persoane care au făcut același lucru fără pauze timp de un minut pe ceas. Recordul acesta bizar a fost stabilit în anul 2007 de către un bucureștean. Numele lui este Aurel Răileanu și la vremea respectivă avea 40 de ani. Datorită abilităților sale magnetice, românul a reușit să țină pe chipul său 61 de agrafe de birou pentru o durată de 5 secunde. Un nou record inedit marcat de România cu succes în anul 2009 în cadrul evenimentului E-Mariage Fest. Este vorba de o rochie de mireasă ce măsoară 1579 de metri lungime și are 300 de kilograme. Recordul acesta a fost obținut de Ioan Rodos și de fiul său Gheorghe Rodos. Aceștia au cioplit o lingură din lemn de 18 metri lungime și o lățime de 1,5 metri. Obiectul a fost încrustat cu motive tradiționale românești și apoi a fost expus la centrul cultural din localitatea celor doi meșteri. Pe românește, cea mai mare colivă a fost realizată în anul 2008 în Brașov. Măsura peste 50 de metri pătrați și avea o greutate de 5 tone. Coliva a fost preparată într-o unitate militară de către 10 bucătari care au lucrat non-stop timp de 24 de ore pentru a o realiza. După omologarea acestui record bizar, prăjitura de comemorare a fost împărțită credincioșilor veniți la moaștele Sfântului Andrei. A avut loc în perioada 2-5 august 2007 la Sibiu. Durata lui a fost de 80 de ore. Cel mai lung meci de basket din lume a început joi, 2 august, la ora 11 și s-a terminat duminică 5 august la ora 19. Jucătorii au avut interzis la părăsirea terenului, dar au luat pauză de 15 minute la fiecare 180 de minute jucate pe teren. În total, sibienii au marcat 10.043 de puncte în timpul jocului. Recordul acesta a fost omologat în anul 2008. Produsul a avut o lungime de 392 de metri și a fost tip cabanos. După ce țara noastră a intrat în cartea recordurilor, bucureștenii care au asistat la moment au avut onoarea de a gusta din el. Statuia bizară se află în comuna Pericei, județul Sălaj, și este considerată a fi cel mai mare monument dedicat cepei. Obiectivul are 6 metri și bulbul are o înălțime de 4,5 metri, iar prima dezvelire a avut loc în anul 2007 la Festivalul Cepei. Statuia a fost realizată de Cornel Dulgheru și încununată de 400 de săteni care au realizat o cunună de 45.000 de cepe, cu o lungime totală de 4.518 metri și o greutate de 40 de tone. Evident, munca lor asiduă a fost răsplătită și ea cu un record. Acest record a avut loc în anul 2007 și a fost realizat ca un semnal de alarmă asupra pericolului HIV-SIDA. Printre cei prezenți s-au numărat și Loredana Groza, cea care a dat startul lanțului la ora 12. La finalul zilei, cei 1683 de participanți au reușit să lege împreună 25.773 de prezervative. În total, lungimea lanțului avea 3.269,46 metri. Cum era de așteptat, cel mai lung grafiti a fost realizat în România în anul 2007. Dimensiunea desenului are 550 de metri și a fost realizat de către 570 de persoane care au muncit ore bune, cot la cot și cu vedete din țară. Un nou record interesant deținut de România, cea mai mică bancnotă din lume este cea de 10 bani. Aceasta a fost emisă în 1917 de către Ministerul de Finanțe. Dimensiunile ei sunt de 25,5 cu 38 de milimetri. Numele este Adriana Iliescu și a născut pe data de 16 ianuarie 2005, când avea vârsta de 66 de ani și 320 de zile. Femeia este un fost profesor universitar de literatură română și autoare de povești pentru copii. Aceasta a fost inseminată in vitro și a reușit să nască o fetiță frumoasă pe nume Eliza Maria Bogdana Iliescu, care în prezent are 16 ani. Numele lui este Muguri Stărescu, economist de profesie și ocupă această funcție a BNR din anul 1990. Recordul pentru longevitate în funcție a fost obținut în anul 2009. Surprinzător, acest record din Guinness World Records este deținut de România prin fostul președinte Traian Băsescu. În aprilie 2008, acesta a primit o solicitare la care a răspuns în mai puțin de 2 ore. Solicitarea a fost pentru acordarea medaliei Steaua României profesorului Liviu Librescu, ucis în atacul de la Universitatea Virginia Tech. În anul 2009, o fabrică din orașul Timișoara a realizat cea mai mare halbă de bere din lume. Aceasta are o capacitate de 11.000 de litri, 2,5 tone în greutate și 6 metri înălțime. Și în cazul în care erați curioși din ce este făcută, vă spunem clar că nu din sticlă, ci din oțel inoxidabil.
Recordul este deținut de celebrul caricaturist Gogu Neagoe în anul 2004. Acesta a reușit să realizeze un număr de 128 de caricaturi sau portrete prin telefon pe baza unei convorbiri scurte. Același artist a reușit să mai bifeze un record, de data aceasta în 2007. A realizat o peliculă de film de 2000 de metri pe care sunt desenate peste 1.300.000 de caricaturi cu personalități din țară sau din străinătate. Este un record extrem de curajos, realizat de o femeie însărcinată și operată pe inimă. Aceasta a sărit cu parașuta de la 1100 de metri altitudine. Recordul ei a fost omologat în anul 2007. România deține acest record încă din 2009. Are 7,25 de metri înălțime, 4,6 în diametru și o greutate de 1800 de kilograme. Oul a fost sfințit de un sobor de preoți din Suceava apoi. Recordul Aureliei Bobocel a fost dobândit în anul 2004. Aceasta a pictat icoana Cina cea de taină pe sticlă încălzită. Lucrarea are 2 metri lungime și 1,08 metri înălțime, cu o grosime a sticlei de 5 cm. Acest record înfricoșător este deținut de o copilă de doar 9 ani din Sibiu. Aceasta a avut curajul în anul 2006 de a sări cu parașuta de la o altitudine de 4000 de metri. Acest record inedit în fotbalul mondial este deținut de fostul portar al Stelei, Helmut Duckadam. Recordul pentru cele mai multe penaltiuri consecutive apărate a avut loc în anul 1986 la finala Cupei Campionilor Europeni. A fost disputat împotriva Barcelonei și Steaua a câștigat trofeul, totul datorită lui Helmut Duckadam, care a apărat 4 penaltiuri. Bănim că deja v-ați dat seama despre ce româncă este vorba, și anume Mariana Bitang. Recordul a fost omologat în anul 2008, când palmaresul celebrei antrenoare a echipei naționale de gimnastică a României, de 19 medalii olimpice și alte 152 de medalii cucerite la campionatele mondiale și europene de gimnastică, a fost răsplătit. Recordul acesta i-a fost acordat celebrului antrenor al echipei naționale de gimnastică a României, Octavian Belu. Acesta are în palmaresul său 16 medalii olimpice de aur și un total de 279 de medalii la campionatele mondiale, campionatele europene și jocurile olimpice. Este cea mai mare, cea mai scumpă și mai grea clădire administrativă din lume. Arhitectul Anca Petrescu a proiectat clădirea pe 330.000 de metri pătrați, devenind cea mai mare clădire pentru folos administrativ din lume. Este destinată uzului civil și a fost construită din 700 de tone metrice de oțel și bronz, 1 milion de metri cub de marmură, 3,5 tone metrice de sticlă și 900 de metri cub de lemn. Materialele au fost în întregime românești și de calitate. Este și cea mai scumpă clădire administrativă, fiind evaluată la 4 miliarde de dolari în anul 2006. Eu sunt Dan, tu ai urmărit un nou Top Vista și nu uita să revii pentru mai multe materiale interesante. Dacă ți-a plăcut acest clip video, nu uita să dai un like și un subscribe, activând totodată și clopoțelul pentru a primi notificări despre cele mai recente clipuri Vista.